O plantă ornamentală din Parcul Central a devenit peste noapte vedetă după ce un tânăr i-a consumat din semințe și a ajuns la clinica de psihiatrie din Târgu Mureș. Floarea există de 10 ani în parc și, în ciuda frumuseții ei rare, a trecut aproape neobservată până la nefericita întâmplare de la sfârșitul săptămânii trecute. Acel tânăr, să știți că a ajuns la noi prin urgență și discutând cu el, mai ales după ce a revenit, are o perioadă, să vă spun, o amnezie, deci ca să spun pe limbaj popular, deci nu știa absolut ce s-a întâmplat de la consum, după ce a consumat, până când a ieșit din starea psihotică. Planta în cauză se numește Datura și iese în evidență datorită florilor ei în formă de trompetă, dar și a tulpinii armonios lemnificate. Exemplarele pe care noi le avem în primărie fac parte din specia Datura, din genul Datura, mai bine zis, care cuprinde mai multe specii de plante originare din America Centrală și care au fost aduse la noi în continent, tocmai pentru aspectul foarte plăcut pe care acesta îl oferă. Puțină lume cunoaște efectele halucinogene ale plantei și asta pentru că o floare aflată într-un parc public are menirea să încânte ochiul, nu să fie desertul unor persoane inconștiente. Atât frunzele, cât și florile și semințele, consumate în cantități mici, dau ușoare efecte halucinogene. De fapt, planta este cunoscută încă de pe vremea aztecilor, pe care o prelucrau, bineînțeles, și extrageau anumite substanțe cu care se dopau în ceremoniile religioase. Nu este un pericol lucrul acesta, datorită faptului că semințele nu sunt într-o cantitate mare, ba mai mult, planta nici nu a apucat să fructifice corespunzător pentru că este adusă în serele municipiului, datorită faptului că nu este o specie rezistentă la frig și la îngheț. Nici specialiștii nu cred că planta reprezintă un pericol, de vreme ce nu au trecut-o în nomenclatorul drogurilor ușoare sau de mare risc și nici nu o interzic în spații publice. Așa că administrația locală nu va renunța la ea după ce un tânăr a dat dovadă de lipsă de informare și curiozitate. Primăria municipiului Reghin nu intenționează ca să scoată această specie foarte frumoasă din punct de vedere ornamental, care dă un plus de eleganță. O plantă atât de frumoasă, ar fi cu adevărat păcat să se renunțe la ea, de vreme ce are o capacitate atât de mare de a ne încânta privirea. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Marcel Ungureanu.